Azia există o prevedere specială în lege și mă bucur că ea există și că va fi votată astăzi de colegii mei senatori, și anume ca vârsta de pensionare pentru femeile cu copii să se reducă cu 6 luni pentru fiecare copil născut. Este o manieră prin care Partidul Național Liberal, colegii mei din guvern, susțin demografia, susțin familia din România și cred eu că este o prioritate pentru orice societate care dorește să fie sănătoasă. În mod tradițional, Partidul Național Liberal susține aceste politici favorabile pentru familii și pentru copii. Vă amintesc că am avut nu una, ci foarte multe inițiative în sprijinul femeilor și în sprijinul familiilor din România și îmi doresc ca și această lege a pensiilor să înglobeze prevederi care să sprijine acest capitol. La nivelul județului Argeș, unde sunt eu președintă, vreau să vă spun că una din inițiativele pentru care am reușit să strângem foarte multe semnături de susținere este legată de stimulentul pentru nou-născuți. În mai bine de 40 de localități am reușit să obținem hotărâri în consiliile locale pentru a ajuta familiile care au nou-născuți cu o sumă de bani din partea consiliilor locale. Acest lucru cred eu că vine complementar cu faptul că partidul pe care îl reprezint în ultimii ani de zile cu premier liberal a majorat de 3 ori pensiile. Știu că în spațiu public poate de multe ori alții de la alte partide și-asumă aceste măriri, numai că eu cred că e bine să ne lăudăm fiecare cu ce a făcut și să spunem că am adus punctul de pensie de la 1265 de lei cât era în 2020 la 1785 cât este în prezent, repet, cu premier liberal. Iar în anul 2024, conform acestei legi, punctul de pensie se va majora cu 13,8% și va ajunge la 2032 de lei. E important ca aceste prevederi să fie sustenabile, dar trebuie spus în același timp că legea pensiilor este jalon în PNRR, de care depinde finanțarea acestui sistem. Revenind la tema justiției și la proiecte liberale și la teme liberale, vreau să vă dau de la Dâmbovița o veste foarte bună. Nu am spus-o până acum la nivel național, dar profit de interacțiunea aceasta cu dumneavoastră să spun că un proiect revoluționar de factură liberală care sprijină mediul de afaceri va intra curând în ședință de guvern. Este vorba despre o lege prin care se va elibera un brevet european cu efect unitar care va asigura doritorilor protecție în toate țările Uniunii Europene. Practic, această inițiativă legislativă cu care voi veni în Guvernul României este un sprijin pentru toți oamenii creativi, inovativi, deștepți din România. Pentru cercetarea românească va fi un sprijin extraordinar, pentru întreprinderile mici și mijlocii din România va fi un sprijin absolut deosebit și pentru comerțul firmelor din România. Gândiți-vă că proprietarul unei invenții, de la momentul la care va fi adoptată această lege, va face solicitare pentru protecția brevetului său, pentru protecția invenției sale, o singură dată la nivel european. Acum trebuie să facă această solicitare în fiecare stat european pentru a putea să-i fie protejată invenția, pentru a putea să obțină acel brevet. Acest sistem de brevetare, prin legislația pe care o modificăm, implică și o reducere semnificativă a taxelor de brevetare la nivel european. Până acum, dacă doreai să-ți înregistrezi un brevet, taxele erau prohibitive, extrem de mari. Deci încurajăm prin această inițiativă mediul de afaceri din România, institutele de cercetare, întreprinderile mici și mijlocii și, practic, mediul de afaceri
are următoarele avantaje. 1. Se promovează inovația națională, în special de către, așa cum vă spuneam, universități, întreprinderi mici și mijlocii, institute de cercetare. În al doilea rând, asigurăm o protecție sporită prin brevetul european cu efect unitar pentru toți investitorii români care doresc aceste protecții pentru brevetele lor. Și 3. Asigurăm condiții normale la standarde europene pentru dezvoltarea cadrului inovării în România și facilităm comerțul. Pe scurt, este vorba despre ratificarea unui tratat, a unui acord privind Curtea Unică în materie de brevete, deschis spre semnare în data de 19 februarie 2013, un proiect blocat în România de foarte mulți ani și astăzi am marea încântare să vă spun că reușim să-l deblocăm. Dacă o să doriți detalii despre acest proiect, o să vă pot da ulterior. Tot joi, sper eu, în ședință de guvern, voi sesiza o situație absolut revoltătoare din punctul meu de vedere. Este vorba de o situație care se întâmplă la nivelul anumitor contracte de mandat încheiate de companii de stat din România. Și repet, de companii de stat din România. În ultima perioadă, nu puține au fost informațiile din spațiul public, conform cărora rezultă că din contracte de mandat ale administratorilor, ale directorilor de regii autonome, ale membrilor consiliilor de administrație, ale celor din consiliile de supraveghere sau directorilor societăților de stat, avem clauze prin care se acordă competență de soluționare a diferendelor, a litigiilor, rezultând din executarea contractelor unor curți de arbitraj, unor jurisdicții arbitrale de la Viena, Paris, Londra și așa mai departe. Ce se întâmplă introducând aceste clauze în alte țări, în alte jurisdicții decât în România? Se încurajează lipsa de încredere în propria justiție, în instanțele din România, în justiția noastră, în arbitrajul nostru. Și credeți-mă că eu, ca ministra justiției, nu vreau să mai accept așa ceva. Voi aduce în fața guvernului această problemă nu din perspectiva exclusivă a lipsei de încredere, însă trebuie să știți că costurile pe care le ridică soluționarea litigiilor în afara jurisdicției noastre sunt foarte ridicate. Și pentru că vorbim despre toate aceste taxe de arbitrare, onorarii de arbitri, onorariile de avocați, costuri de deplasare, cazare, traduceri de documente pe care compania românească, statul român, în definitiv bugetul României, trebuie să le plătească, vă dau câteva exemple ca să înțelegeți faptul că sunt mâhnită și revoltată de această situație. Nu o să vă dau numele, o să vă spun că există un fost membru al Consiliului de Supraveghere Transelectrica care a câștigat la centrul de arbitraj de la Viena 1,67 milioane de lei de la companie de stat, deci Transelectrica, companie de stat românească, principal și dobândă, plus cheltuieli de judecată în cuantum de, țineți-vă bine, 16.537.000 de euro și 178.200.000 de lei, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. Vă mai dau încă un exemplu. A câștigat tot un singur om la Transelectrica, doamna Luiza Popescu, fost membru al Consiliului de Supraveghere, la centrul de arbitraj de la Viena, o cerere prin care compania de stat din România este obligată să-i plătească aproape 800.000 de lei. Principalul, da? Reprezentând compensații în baza contractului de mandat și alte zeci de mii de euro cu titlu de cheltuieli arbitrale. Lista exemplelor continuă și sunt surse publice, cele pe care le invoc, sunt foarte multe altele care sunt confidențiale.
costurile, pe scurt și concluzia, costurile ridicate de, generate de soluționarea acestor litigii în străinătate au efecte extraordinar de mari asupra bugetului de stat. Sigur, știm cu toții, există libertate contractuală, însă soluția inserării acestor clauze de a te judeca la alții în afara țării și nu în România, cred că este un mecanism pe care putem să-l schimbăm, putem face o discuție cu autoritățile tutelare coordonate de AMEPIP și cred eu că această discuție ar putea să pună bazele unor noi mecanisme procesuale pe care le poate oferi sistemul nostru național. Voi face această informare către guvern și sper să putem să luăm măsuri, pentru că eu sunt unul din oamenii care crede cu tărie că justiția din România este și mai ieftină și mai eficientă și cred că trebuie să ne gândim și la nivelul de încredere în justiția noastră și de asemenea și la bugetul României când luăm diverse măsuri. Și ultimul punct pe care vreau să vi-l menționez, sper că este de bun augur faptul că Partidul Național Liberal a depus chiar în săptămâna trecută o inițiativă legislativă care prevede înființarea unor centre de dezintoxicare și recuperare a persoanelor dependente de droguri. Această lege prevede înființarea a 8 centre, fiecare în, câte unul în fiecare regiune de dezvoltare. După adoptarea legii, rămâne la nivelul autorităților județene să decidă unde se poate construi acest centru, dar sunt convinsă că și dumneavoastră în Dâmbovița meritați să aveți un centru, pentru că sunt o grămadă de persoane care trebuie să fie beneficiare reale a serviciilor statului atunci când vine vorba de consumul de droguri și de dependența de substanțe psihoactive, care, din păcate, reprezintă un fenomen care afectează segmentul de populație tânără și nu numai. Un astfel de centru cred că reprezenta un ajutor major pentru ca persoanele dependente să fie ajutate să scape de acest flagel. Finanțarea pentru construcție ar fi, conform legii, în proporție egală, 50% Agenția Națională Antidrog și 50% din bugetele locale, fie ale consiliilor județene, fie ale primăriilor, fie suport de la mediul asociativ din România și așa mai departe, dar va trebui să ne gândim că și statul trebuie să sprijine acești consumatori cu infrastructură care la momentul acesta lipsește cu desăvârșire. E un început pe care va trebui să-l luăm foarte, foarte în serios. Doar pedeapsă nu poți să aplici în România. Partea punitivă este în regulă, se ocupă poliția, DICOT-ul, ne ocupăm așa cum trebuie cu justiția. Pe partea cealaltă trebuie să avem prevenție. Fără prevenție, fenomenul acesta nu poate fi diminuat. Eu vă mulțumesc. Domnule președinte, încă o dată mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că sunteți alături de mine la această conferință de presă. Vă stau la dispoziție cu răspunsuri la întrebări, dacă doriți. Mulțumim. Vreau să prezint și pe colegul nostru, președintele Comisiei Juridice, domnul senator Cristian Țăgârlaș. Îi mulțumim pentru participare. Sărbuna, bună ziua! Așteptăm întrebări. Mulțumim la întâlnirea cu avocații, domnul președinte. Să-l convinge și pe colegul dumneavoastră, Brașa Bogdan, cu privire la sustenabilitatea proiectului de lege a pensiilor? S-a discutat acest lucru în coaliție ieri. Noi întotdeauna, tocmai vă spuneam despre faptul că ultimii ani a însemnat o creștere sustenabilă a pensiilor făcute de Partidul Național Liberal. Și cifrele, din păcate, din ultimul timp n-au fost discutate probabil încă de la început așa cum trebuie, s-au pus toate cap la cap în coaliție și nu doar că vom asigura tot suportul pentru această lege a pensiilor, ne vom asigura cu toții că există resurse financiare astfel încât ea să devină realitate, această mărire, pentru că la nivel de pensii în România sau nivelul pensiilor din România este unul care lasă de dorit. Eu vă dau exemplu de la mine de acasă. Vă dau exemplu din județul Argeș,
unde pe lângă faptul că sunt pensiile cum sunt în România, avem cel mai mare număr de dosare de recalculare în instanțe, peste 10.000 de dosare în instanțele din România. Curtea de Apel este blocată de numărul mare de dosare de recalculare și surpriza mare este că majoritatea, peste 90% din aceste dosare, se câștigă de către pensionari. Deci cumva Casa de Pensii Județeană are o problemă în a aplica legea așa cum trebuie și după ce că pensia e mică, faci recalcularea prost, îl mai pui pe pensionar să meargă în instanță, iar statul român plătește bani pentru a derula toată această activitate. Îmi doresc tare mult să văd un nivel al pensiei în România care să fie mulțumitor și îndestulător pentru pensionar. Probabil că vom mai avea o perioadă bună de așteptat până când să avem un nivel decent al pensiilor, dar ne străduim să facem tot ce trebuie pentru a crește nivelul lor. Cu privire la evenimentul de mai devreme, puteți să ne lămuriți și nouă curiozitate? De ce nu au fost prezente autoritățile locale? Aveți vreo informație în sensul ăsta sau aveți vreo legătură? Da, așa este formatul peste tot. Nu este prima instanță care se inaugurează. Înțeleg că au fost anumite vexări pe la autoritățile locale, dar acest eveniment nu este pentru autoritățile locale, este pentru profesioniștii dreptului, este pentru judecători, pentru procurori, pentru avocați, pentru cei care vor beneficia de aceste servicii. Au venit reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, a fost Ministerul Justiției cel care a finanțat acest proiect împreună cu Ministerul Dezvoltării, au fost colegii judecători și mă bucur tare că n-am amestecat factorul politic, nicăieri n-am făcut-o, pentru că aceste lucruri trebuie ținute separate. Justiția este în colaborare cu decidentul din executiv, din legislativ, dar nu e bine să avem foarte mulți oameni politici la instanță. Separate, dar știți că judecătoria a funcționat în ultimii 8 ani de zile într-un spațiu pus la dispoziție de primăria municipiului. E foarte bine. Ăsta este rolul autorităților locale, să sprijine, dar să nu se amestece în justiție. Și nu cred că... nu știu de ce sunteți dumneavoastră deranjat că n-am invitat autoritățile. Nu cred că din proprie inițiativă așa, cred că au fost alții deranjați, dar nu mă deranjează că sunt deranjați. Nicăieri am fost la Târgu Jiu, împreună cu colegii mei din minister și cu judecătorii care conduc instanțele, am stabilit acest tipic. Participă sistemul de justiție și atât. E bine să limităm lucrurile și să nu le amestecăm. Eu îmi doresc ca investițiile din sistemul de justiție să fie susținut de factorul politic, să fie susținute investițiile, dar să nu ne amestecăm prea tare la aceste evenimente. Doamna ministru, în Dâmbovița există un obicei din partea aliaților noștri, care ne înțelegem extraordinar de bine. Așa. Dacă se construiește un cotet de găini, trebuie să fie toate autoritățile acolo să tai o panglică, să spună că acel coteț s-a construit din dragoste și pasiune pentru Dâmbovița. Ați văzut foarte bine că eu nu mă duc la diverse activități decât acolo unde ar trebui. Este colega mea, este prietena mea, nu m-am dus, am spus, bă, nu este politic, nu mă duc acolo. Așa că nu văd ce trebuia să se supere autoritățile. Eu cred că la câte inaugurează nu prea au timp de muncă, credeți-mă. Deci să-și vadă de construit, de ce au de făcut și să-i dea înainte. Că poporul, dacă îi apreciază, îi apreciază. Mai mult din imagine lucrăm pe aici, prin Dâmbovița. De-aia suntem cel mai bogat județ din toată zona. Dăm afară de bogăție. Doamna ministru, zici că ar fi normal ca un membru al guvernului, inclusiv dumneavoastră, să fiți informat în legătură cu decizia unei instanțe înainte de a fi deliberată? Mai spuneți-mi o dată întrebarea, că nu v-am înțeles. Deci, înainte de a... Să te informeze decizia instanței. Da. Instanța, dacă ia o decizie, te informeze. Nu, și nu intru deloc în activitatea instanțelor. Nu mă informează, nu au nicio obligație și nu am niciun drept să cunosc decizia ale instanțelor. Asta e legea din România și cred că orice ministru a respectat-o. Nu mai suntem pe vremea comuniștilor.
Mulțumesc. Vă mulțumesc. Legat de creșterea pensiilor, există garanții că această creștere va fi posibilă fără majorarea taxelor și impozitelor? PNL a pus această condiție în coaliție și ieri și în spațiu public. Știți că am manifestat această îngrijorare cu privire la sustenabilitate generată de măsura creșterii pensiilor și am condiționat creșterea pensiilor de menținerea nivelului de taxare pe care îl avem în prezent. Adică nu vrem ca prin creșterea taxelor să se pună problema afectării mediului de afaceri, a cetățeanului normal. Și am eu convingerea că discuțiile au fost făcute de oameni normali, așezați, cu cifrele în față, atunci când s-a decis această măsură. Și da, vă spun că din perspectiva Partidului Național Liberal de vedere, creșterea taxelor nu este un scenariu de lucru. Nu vreau să ne uităm la drobul de sare, pentru că e bine să discutăm pe ce am stabilit acum. Avem garanția premierului că nu se pune problema măririi taxelor dacă operăm această creștere de pensii. Și îl credem pe cuvânt. Eu cred că suntem oameni serioși cu toți când angajăm în spațiu public anumite declarații și avem o fundamentare în spatele acestor declarații. Atitudinea domnului ministru de finanțe a fost una cel puțin corectă. Ea spune corectă. Eu știți, în spațiu public ajung într-adevăr mai multe informații în general decât ar trebui, care stârnesc cumva îngrijorare. Dacă ele ar fi spuse în spatele ușilor închise, ar fi mult mai sănătos. Dar semnale de alarmă și preocupări și semne de întrebare ar fi grav dacă n-ar exista din partea Ministerului de Finanțe. Și eu, pe fiecare proiect de lege, pe fiecare inițiativă, ridic anumite semne de întrebare, pentru că este maniera prin care Ministerul Justiției, prin avizele pe care le dă cu observații, protejează guvernul. Îmi iau foarte în serios acest rol și eu și Ministrul Finanțelor. Eu nu cred într-un proiect de lege care nu poate să fie îmbunătățit. Asta e rolul ministerelor avizatoare, să îmbunătățească proiectele, să ridice semne de întrebare care să fie lămurite de decidentul guvernamental și politic. De acord cu dumneavoastră. Sunt 100% de acord cu dumneavoastră că această coaliție avea mult mai mult de câștigat dacă anumite informații erau discutate în spațiu închis. Pentru că atunci când semnele de întrebare ies înainte de a fi discutate în spațiu public, creează neliniște, creează preocupare și pe urmă e mai dificil să așezi lucrurile. Doamna ministru, dar vedeți că nu întreaga societate este convinsă că această lege va funcționa corect. De pildă, joi am înțeles cu parte din sindicatele care încă mai funcționează în România, vor ieși în fața Parlamentului să protesteze. Nu cunosc informații legate de proteste și nici despre tematică. Proteste au fost, vor fi în România și nu puține au fost. Și eu am avut, vă amintesc, la prima săptămână de mandat la Ministerul Justiției m-am confruntat cu acțiune de protest, dacă se poate spune așa, din partea magistraților. Și n-a fost deloc plăcută și nici confortabilă pentru cetățeanul de rând, care este beneficiarul teoretic al serviciului public numit justiție. Însă, eu după 20 de ani de viață publică vă mărturisesc sincer că dialogul poate rezolva multe probleme. Și de aceea sunt și astăzi aici și am vorbit cu segmentul justiție și am fost în încă 12 județe și voi merge în fiecare, pentru că prin dialogul acesta cu oamenii, eu ca ministru aflu problemele. Sunt unele, să știți, surmontabile imediat. Sunt unele care, din dialog, se pot rezolva și în două zile se pun la punct. Altele necesită mai mult timp pentru a fi rezolvate,
Însă, cred eu că comunicarea asta directă poate să rezolve multe, multe asperități și poate să depășească multe momente de neînțelegere. Sunt absolut convinsă că orice acțiune de protest va găsi înțelegere în sensul dialogului din partea ministrului de resort, din partea autorității care se confruntă cu problema sau cu nemulțumirea. Și vorbeați dumneavoastră mai devreme de curcuri de administrație externă. Da. Nu aveți încredere în obiectivitatea acestor curci sau... Nu, eu am încredere în sistemul de justiție românesc și îmi doresc că atunci când vorbim de un consiliu de administrație cu cetățeni români și cu o companie românească, să te judeci în România, să nu alegi calea arbitrajului de la Viena. E vorba și de costuri reduse în România, e vorba de o justiție care e eficientă și poți să alegi ori justiția, curțile normale, instanțele normale, poți să alegi metodele alternative de soluționare a conflictelor, arbitrajul românesc. Mie mi se pare normal să dai semnalul de la cel mai înalt nivel din Guvernul României că în cazurile acestor litigii între stat-stat să... poți să te judeci în România, să aibă de câștigat și bugetul statului și încrederea în justiție să crească. Până la urmă... Eu găsesc o vină în astfel de litigii și în sumele enorme pe care trebuie să le plătească statul român și obrezile partidelor politice, pentru că partidele politice le semnează reprezentate în respectivele consilii de administrație. Nu, pe 109 e o selecție obiectivă făcută de consultant extern, e o discuție mai structurată de atâta. Problema este cu acea clauză care, în opinia mea, în viitor poate fi schimbată. Nu trebuie să alegi o jurisdicție străină să-ți judeci litigiu. Cred că se poate judeca în România modificându-se această clauză. Sigur, eu nu pot să o schimb. Libertatea contractuală este sfântă. Să pot să fac o recomandare și pot să ridic această problemă în spațiu public și la nivelul guvernului. Poate ca temă de gândire e oportun de spus acest lucru. Proiectul de lege pentru stimularea natalității are și caracter retroactiv, în sensul că femeile care au 4 copii deja poate să înceapă și... Vor beneficia după promulgarea legii. Proiectele acestea nu operează, nicio lege, să știți, nu operează în România retroactiv. Dar când știi, după intrarea în vigoare a legii, că vei beneficia de anumite reduceri, te gândești că poți fi încurajat să faci copii în România. E o metodă de stimulare a familiilor care vor să facă copii, care poate astăzi se gândesc să nu-i facă, de exemplu, pentru că nu au perioada aceea de creșterea copilului contributivă sau nu au reducerea de 6 luni la vârsta de pensionare dacă au un copil 2-3. Sunt niște facilități pe care mă bucur că reușim să le includem în legea pensiilor. E nevoie de prevederi mult mai multe, în mult mai multe legi. Vă dădeam un exemplu. Eu mă bucur că am reușit să adoptăm o lege acum câteva luni, la care am ținut foarte mult. Este cea legată de familiile care au copii până în 11 ani. Au la dispoziție program flexibil și au posibilitatea să-și ia acele 4 zile, dacă nu mă înșel, libere de la angajator. 4, nu? Da, erau. Da, da. 4 zile libere de la angajator. Angajatorul este obligat să le dea acele 4 zile libere dacă au un copil în creștere până la 11 ani. Este iarăși altă lege pe care am inițiat-o. Este lege în vigoare și se aplică și sunt multe alte prevederi pe care în diverse legi le putem introduce pentru a proteja familiile din România. Cred că nu putem printr-o singură prevedere să acoperim toată plaja de nevoi pentru familiile din România, dar ne străduim să avem cât mai multe facilități pentru acestea. Cu extinderea ordinului de protecție, cum stați? Foarte bine stăm. Mulțumesc pentru întrebare. E o temă prioritară pentru Ministerul Justiției. În România, faptele de violență au crescut foarte mult, exponențial, aș spune. Femeile și copiii sunt victime ale faptelor de violență. Din păcate, violența excede mediului de familie. Acum avem reglementată violența în familie. A trecut de Senat. Și mulțumesc domnului Țăgărlaș și domnului Guran care au votat această lege în Senatul României. Se află în cameră. Chiar astăzi a primit niște avize de la comisii și sper că foarte curând va intra în plen. Ce spune această lege? Avem
acest mecanism de protecție a victimei, indiferent că este membru al familiei sau nu, indiferent că fapta de agresiune este săvârșită în mediul familiei sau nu. Ai un vecin care te agresează, ai un fost coleg de școală care te hărțuiește în mediul online, toate aceste fapte de violență, indiferent de cine sunt săvârșite, vor fi sancționate, iar persoana agresată va beneficia de ordin de protecție dacă îl solicită. Pot să am o rugăminte să limităm puțin întrebările, că trebuie să ajungem, dacă nu mai puțin, trebuie să ajungem la Senat, după aia o să spună domnul prim-ministru că n-a trecut legea din cauza presei din Dâmbovița. Întrebarea numai ieri în ședința de Senat, grupul PNL și grupul PSD au înregistrat câte o demisie, ambele mergând către aur. PNL? PNL nu. Nu, PNL nu, PSD-ul. PSD, da? Călin Matieși, Călin Matieși de la Alba. Fost liberal, care au mers la Orban și acum au trecut la aur. Deci nu a demisionat, nu a demisionat nimeni de la noi. Să știți că se obișnuiește, la sfârșit de mandat se mai orientează oamenii, ca să vă spun direct așa. Așa că nu trebuie să ne facem probleme. Suntem un partid puternic, suntem suficienți, o să mai creștem, nu vă faceți probleme. O să fim Nu, pentru că n-a trecut, n-a plecat nimeni de la noi și chiar dacă la un moment dat s-ar întâmpla acest lucru, este un obicei în politica. N-a mai existat vreodată o inițiativă legislativă în acest sens pentru târpirea acestui fenomen, ca să spun. După părerea mea, nu. După părerea mea. Există la primari, după cum știți, ei nu pot pleca în timpul mandatului pentru că își pierd mandatul. Din păcate, la parlamentari ai Constituția care te împiedică, numai că una din obsesiile mele este că atunci când se va face revizuirea Constituției, și sigur, la un moment dat chiar va fi necesară această revizuire a Constituției, să modificăm textul constituțional astfel încât să-și piardă mandatul sau să se poată face atunci când optează să plece dintr-un partid spre altul, acel referendum prin care tu poți să-l schimbi pe parlamentarul respectiv. Vă spune unul care de 20 și ceva de ani e în același partid și când o-i pleca din partidul ăsta înseamnă că m-am supărat rău pe el și plec la pensie, nu mai plec în alt partid. E pentru mine încrederea celui care m-a votat, e mult prea importantă ca să mă apuc de dragul unui mandat în plus să mă duc la vreunul sau la alt partid de pe scena politică. E un oportunism care miroase urât. Și eu nu-i încurajez și nu sunt așa de înțelegătoare cu cei care aleg să plece de la un partid la altul cu câteva luni înainte de alegeri, pentru că li s-a promis un contract pe Salini, pentru că găsesc cu ușurință locuri pe lista altui partid care poate sunt mai eligibile decât la locurile pe care partidul lui îi le dă. Eu îi consider trădători și oportuniști. Oportunism, la noi că te pune membru în construit la arbitrajul la hidroelectrică, apoi vrei și facut de la arbitraj, mai la 100.000 de euro. Da, sunt alte întrebări? Mulțumesc tare mult! Vă mulțumim, o zi plăcută!